Dumnezeu a făcut o chemare specială pentru noi în ce privește Mongolia. Nu întotdeauna înțelegem de ce Dumnezeu face lucrul acesta. Sunt atâtea idei nebunești din punctul nostru de vedere, grele, pentru mine mi se par imposibile de multe ori și am zis, Doamne, nu văd realizat lucrul acesta. Dar mi-am dat seama că tot ce avem de făcut este să facem cât un pas. Atâta cât ne permite momentul respectiv, timpul în care suntem, facem un pas și depinde de noi și Dumnezeu întotdeauna ne deschide perspectiva sau orizontul următor. Și iată că la noi a durat aproape 4 ani și ceva de acum până ce s-au concretizat lucrurile în familia noastră și acum suntem gata să mergem pe termen lung. Prima călătorie a mea misionară pe termen scurt în Mongolia a produs o schimbare în mine, în primul rând în dorințele mele, în pasiunea mea pentru oamenii de acolo. Apoi am început să ne gândim ce ar trebui să facem noi, dacă este posibil cu 3 copii să mergi în această lucrare la o vârstă destul de mare pentru copiii noștri, 10, 12, respectiv 19 ani. Și da, ne-am dat seama că ceea ce vrem să învățăm pe copiii noștri este să-L iubească pe Dumnezeu și să fie gata să meargă acolo unde El încheamă, indiferent care pare că este prețul pe care va trebui plătit de fiecare dintre noi. La fel și noi am zis, Doamne, dar acum, la vârsta asta, totuși, să mai învățăm o altă limbă, copiii noștri sunt mari și nu e deloc simplu să lași toate lucrurile cu care ești obișnuit. Un orășel liniștit, frumos, recent, să zic așa, renovat în zona în care locuiești. Să lași prieteni care ți-au fost alături în momente grele. Să lași părinți în vârstă. Nu este simplu să lași o țară frumoasă, roditoare, înfloritoare, verde, plină de roade, pentru o țară stearpă și fără fructe, cel puțin. Știi că trebuie să fii un martor, știi că trebuie să fii de fapt ceea ce erai și aici. Să le spui oamenilor despre Dumnezeu. Acolo ceva mai mult, trebuie să înveți cum să le spui oamenilor despre Dumnezeu, nu doar pe limba lor, dar raportat la cultura lor. Poate că ai făcut, poate că n-ai făcut cursul Kairos, poate că cunoști Biblia de la cap la coadă, poate că încă n-ai reușit să o citești, poate că ești de mult pe calea credinței, poate că abia te-ai întors la Domnul. Poate că e un rol de jucat, nu știu dacă te-ai gândit vreodată. Dar fiecare om este o piesă din puzzle-ul lui Dumnezeu. Fiecare dintre credincioși are cu siguranță o responsabilitate. O responsabilitate față de Dumnezeu, o responsabilitate față de semenii Lui. Și vrem să te încurajăm. Suntem oameni foarte obișnuiți, suntem oameni foarte simpli, suntem oameni fără studii înalte. Suntem oameni care din tinerețe am cunoscut pe Domnul și nu provenim din familii credincioase. Părinții noștri au devenit credincioși după ce noi am devenit credincioși. Suntem oameni cu copii, adolescenți, cu probleme. Suntem oameni la fel ca voi. Suntem cu nimic special, doar atât. Vrem cu adevărat că atunci când citim în Scriptură să ascultăm ce spune Dumnezeu. Nu doar să citim, să închidem și să mergem la treaba noastră. Vrem să ascultăm și vrem să împlinim. Și știm că, așa cum a spus John Piper, Dumnezeu cheamă. Ce putem spune este da, merg, sau pot să spun nu merg, sau să nu ascult, pur și simplu, ce spune Dumnezeu. Dacă nu merg, spun că voi ajuta, pentru că sunt oameni care nu pot merge și știu foarte bine, dar au o inimă atât de mare să facă parte dintre aceia care ajută. Și acești oameni sunt, fără ei nu s-ar putea face aceste lucrări, pentru că noi nu am putea ajunge unde ar trebui să ajungem fără ei.
și ei sunt atât de importanți. Și atunci tu care asculți trebuie să te gândești de unde faci parte. Ești cel care se roagă, cel care susține sau ești cel care merge? Sau ești cel care mă ascultă? Nu sunt decât trei categorii. Și atunci fiecare din noi putem să facem foarte mult. Rugăciunea face foarte mult. Rugăciunea trece peste granițe atunci când oamenii au nevoie de viză. Ea n-are nevoie. Rugăciunea nu ține cont de condițiile meteorologice, nici că e prea cald, nici că e prea frig. Rugăciunea nu ține cont de limbă. N-are importanță. Ea va ajunge cu siguranță la destinație și va face bine acolo unde ajunge. Ajutorul financiar este acela fără de care e foarte simplu. Nu am putea să plătim o chirie, nu am putea să punem ceva pe masă, nu am putea să facem vreo acțiune pe care ne dorim și care ar trebui făcută cu aceea pe care îi întâlnim, pentru că nu ne putem permite. Nu am putea să facem, eu știu, o călătorie undeva de care este nevoie, o participare la o conferință sau ceva de care am avea nevoie. Deci partea financiară este la fel de importantă. Iar ca tu să mergi este poate chiar și mai important. Pentru că nu există lucrare unde să nu fie nevoie de lucrători. Și sunt atâtea lucrări care așteaptă să ia ființă. Pentru că sunt atâtea popoare care încă nu au fost atinse cu Evanghelia. Acelea sunt lucrări care așteaptă să ia ființă, poate prin tine, care te gândești să te ridici, să spui ok. Voi asculta, voi merge. Voi face ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac. Și Dumnezeu orchestrează apoi totul. Noi doar trebuie să ne punem la dispoziția Lui și să spunem, da, Doamne, iată-mă, trimite-mă, folosește-mă. Mă gândesc și la cât de important este pentru dumneavoastră să știți că noi apreciem fiecare lucru care îl faceți pentru noi, apreciem pe fiecare susținător care este lângă noi în rugăciune, prețuim pe oamenii care fac posibilă călătoria noastră, șederea noastră în Mongolia, plecarea noastră și venirea noastră din Mongolia. Sunt lucruri pe care vrem să le știți, că suntem mulțumitori lui Dumnezeu și vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți parteneri cu noi în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și lucrul acesta nu este lipsit de importanță. Fiecare dintre noi avem un rol de jucat și Domnul să ne dea putere să-l jucăm cu credincioșie până când El va veni să ne ia acasă.